Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. După cum își spune, pare pus pe glume. Numele meu este Daniel Ilie, a.k.a. Varză, poreclă pe care o stăpânesc de vreo 20 de ani și sunt mândru de ea, nevoie mare, și sunt comedian. Ce surpriză! Ce surprize! Ce surpriză! Ce surpriză! Între două, o blondă și o brunetă. Întotdeauna mi-au plăcut nevestele prietenilor. Gusturile efectiv nu se discută. Nu, dar ne știm de foarte mult timp. Glumă, dar suntem familie, practic, spunem așa. El e unchiul Varză, așa îi spun eu. Sunteți prieteni de când? De când lumea și pământul. Da. De când s-a combinat cu Nathan Titu, că de fapt eu sunt prieten cu Nathan Titu de vreo 20 de ani. Astăzi voi executa un file de somon cu sparanghel, mazăre și un sos invenție proprie pe bază de kiwi. Peștele e prima oară când îl fac și sparanghelul e prima oară când îl fac și mazărea e prima oară când o fac. Așa, că de făcut fac. Dacă le fac tocăniță, nu-i aminte raznă. Legătura mea cu bucătăria este ușa. Deschid ușa și intru în bucătărie. Na, glumesc. Îmi place. E adevărat că sunt putoare și nu o fac des. Mie îmi place în echipe, mă, acolo îmi place. Acolo, dacă ești deștept, nu gătești nimic. Iei de la ceilalți o bucățică de la ăla, dă-și mie un cartof, dă-și mie de aia să faci un plating. Cred că fac de peste 10 ani de zile stand-up. Noi am încercat să facem chestia asta, eu cu Sică, cu Măxineanu și cu Nathan Titu. Nu ne-a prins, că nu înțelegeam fenomenul atunci. Am venit cu un monolog. E adevărat că făceam comedie, dar nu ne dădeam seama că nu e stand-up. Și eu am zis, e greu pentru mine, am întrerupt chestia asta. Am fost plecat în Danemarca, am livrat ziare acolo. După care eu, pe pandemie, am stat în Anglia, am lucrat la ăsta de pizza, livram pizza, am lucrat într-o fabrică de saltele, am lucrat pe șantier, învelopam case. Câte o săptămână, vă dați seama că... Glumesc. Am pus vinul, cum se vede, la ferc. După care vin cu kiwi, fără număr, fără milă, fără ce vreți voi. Dacă mi iese sosul, toate patru cuțitele. Wow, nu stau la discuție. Toate patru, Mijlin îmi dă două. Fii atent, comedie. De acum începe comedia, după ce ridică gloșurile. Ia să vedem. Ia. Eu am mai fost și la pomeni și n-am văzut așa mâncare. Zic. Somon. Somoner. Oh my God. Oh my God. Deci eu sunt foarte curios. Na. Nu poți să-l mănânci, bă, ești nebun, nu-l pun. Am pus sparanghelul pe aragaz și l-am lăsat a fier de la găsit drea și s-a făcut gumă de mesecat. L-am aruncat la coș. Atât s-a putut cu ziua de azi. Bă, ia vezi, mă, e ceva gătit, făcut, să pun și o bucată de ceva aici. Wow! Mamă! Mamă, ce acră! Thank you! Îți văd atâta! Vezi, mie mi-a făcut separat. Asta e acră ca a mea! Mie nu se pare foarte acum, și de ce? A ta nu așa de mult. E tare, parcă nu mi se pare. Nu înțeleg sosul ăsta, chiar nu reușesc să-l înțeleg. Hai mă, lasă că e bun. Varză, ai și tu un pic de încredere în tine. Cum a făcut sosul ăsta? Nici eu nu înțeleg. Sincer, nici eu nu așteptam să fiu atât de prost, da? Ești. Și am avut sare multă în farfurie. Sare? Uite, n-am avut sare. Fii atent. Uite loc, chiar mai trebuia niște sare. Uite. Da, uite, mi-a trebuit sare. Mai mi-a trebuit sare. Ce e sare? Sare, da, sare de pe marginea farfuriei, că a pus-o la final. Unde, mă, oameni buni? Da, pe margine, sare aici. E adevărat. Eu n-am, da? Sare, piper după gust. N-am, măcar așa să fie. Ia-o pasta, frate. Concurentul a făcut patru farfurii, toate diferite. Orlando, pe bordul farfuriei lui, avea un kil de sare. Eu aveam lime, care îmi strângea gâtul. Am zis că sigur e primul sezon și eu vreau să ne omoare. Dar cine o fi, spate? Student, 100%. Ure că m-a luat o emoție. Parcă mă văd cu cuțitul ăla în mână, sincer. Mulțumesc. Asta o să-i dau lui Varză. Eu am rămas fără cuvinte, eu am palatul meu absolut s-a distrus. Eu dat o lămâie, o stoarsă, o lime, nu știu ce. Pentru mine, ce să zic, palatul tău, sper să-l distrugă și la amuletă.
Asta da, nu... Știi care e chestia? Da, eu n-am avut sosul așa cum l-ați avut voi. N-am avut sarea aia pusă aici pe margine. N-am avut nici chili sau ce ai avut acolo. A zis că ești tu acru destul, da, ești tu sărat destul. Da, sunt destul de condimentat. Să-ți dea unul mai dulce. Păi da, asta e și pe atâta. Mamelor din lumea întreagă. Bună seara, șef! Nu cred! Salut! Trăiți! V-a plăcut mâncărica de pomană? De pomană? Dacă e de pomană, da. Dacă e de pomană. Este și de pomană și de pomană făcută. E exact ca mine, e varză tot ce am făcut acolo. Asta era altfel preparatul ăsta. Altfel cum? Aveam sparanghel. Asta e. A venit Măciucă și a zis, pune sparanghel în clos. Eu am înțeles în coș, l-am aruncat. Așa. După aceea cu mazărea? Mazărea am zis să fie verde ceva acolo. Verde. Și verde. Verde. Ai pus da. Și mentă, că așa se face. Am pus mentă în eu am, sos. Eu am frumos. Avut-o. Da, am avut-o? Da, mentă a fost, eu da. N-am avut-o. Sosul, atenție cum trebuia să fie sosul. E o nebunie. Dar vin sezonul următor să vă arăt. Că mai departe de bootcamp oricum n-am cum să trec. Deci eu mă pregătesc pentru sezonul viitor. Eu așa să fii pregătit, eu da. Eu totdeauna sunt cu sezonul înainte. Deci... Trebuia să fie așa, vin, pac, sec, frumos. Eu am uitat că trebuie să redus vinul. N-am mai, am aruncat kiwi peste el. Kiwi? Nu cred. Un pic de lime, un pic de... lime, a sus lime. L-am pus acolo să fiarbă, dar am uitat să reduc vinul. Și l-am luat, l-am blenduit. Sosul sau sparanghel? Stai că m-ai băgat în ceasă aici, mergea și sparanghel. Acum că vă gândesc, mergea și sparanghel. Ce, o spumă de sparanghel? Bravo. Bravo, bravo, bravo. Chiar te pricepi. Vreau să-ți prezint colegii mei. Dar știi pe Orlando? Orlando știu, da. Pe Orlando îl știu, da. Știți? Atunci o să... Ridică-te în picioare, Orlando. Am luat poziția. În stânga mea este șef Alexandru Saubner. Șef Alexandru. Alexandru Duma. Am auzit numai lucruri bune despre dumneavoastră. Acum chiar este o onoare pentru mine. Respirația e. Aha. Trebuie să mă ajutați cu numele acestui fenomen. Titan al gastronomiei. Richard. Richard. De alea, cu stele. Richard cu steluță. E într-adevăr cu stele. Eu vreau să-i zic doar atâta. Ai o singură stea, Mijlin, am înțeles, nu? Da. O singură. Una singură, da? Naș. Tati, vreau să spun că am 27 de premii Încântarea României cu comedie. Am câștigat concursuri de bancuri. Sunt peste, da, ce să da, mai... Stea doar. Și ca să închei, cel mai îndepărtat okay. Coleg al meu. Dar cât mai aproape de tine sunt? Ștefan Popescu. Da, salutări de la Alin. Din Iași. De la cine? De la Alin. Ai văzut că este relație? Ba da, recunoaște. Mi-ai pus sare extra. Mi-ai pus acreală extra. Dar mie nu mi-a pus nimic, de-aia. Nu ți-am pus acreală. Știi ce s-a întâmplat la sos? E normal, ca la orice fel. La tine probabil a nimerit ăla de deasupra. S-a separat. Eu ce am nimerit? Că la mine era cel mai acru. Tu ai stea nici lin de aia. El are palatul absolut. Ai auzit de palatul absolut? Poți să faci o glumă, un banc cu palatul absolut? Nu, trebuie să mă pregătesc pentru asta, că mi-e și frică cum sună. Fă un banc, absolut. Fă un banc cu o steluță. Îți promit că-ți fac roast data viitoare, când vine, mai bine așa. Nea Mijlin, înțelegeți roast-ul ce e? Adică ce o să urmeze? Te distrug. Hai să vă zic repede bancul ăsta. Un român prin Filipine și-a terminat vacanța, rămăsese fără bani la el, mai avea vreo 5 dolari. Zice, bă, trebuie să mănânc ceva, era mor de foame de aia. Zice, ce să fac? Zice, intru într-un restaurant cu specific filipinez, normal că eram Filipine. Sau acolo, că iau un ospătar, ospătar, te rog frumos, ce aș putea să mănânc și eu de 5 dolari la voi? Ospătarul, tentele, mentele, ăia, cum era, zice, păi la noi nu mai mergi. Zice, melci n-am căciat în viața mea. Zice, bine, aduncă, mor de foame. S-a așezat, vine ăsta cu castronul de melci, accesorii, furculiță, clește, cuțit. Stă românul să uită la ăla, ia cleștele, dă să apuce melcul, pșt, mai am un melc în tavan. Mai dă să mai apuce unul, pșt, mai am un... Ia furculița aia, cuțitul, dă să taie, tindic, boing, melcul pe lângă, tindic, boing. Mamă, se enervează, îl cheamă până, mor de foame, ospătar, da. Cum mănânc, frate, și eu melci ăștia? Zice, ia-l tradițional, așa. Și ăsta zice, da, bă, ție, eu român prost. Ia melcul și începe să nimic, când se uită înăuntru, melcul era pe spate, încă puțin. Ei, a zăzut? La asta mă pricep. N-a fost acră, n-a fost sărată, n-a fost dulce. A fost perfect. Ai înțeles?
Nu înțeleg de Kipcam. Te explică mie după aceea. În pauză. Mănânci belci? Tu mănânci belci? Păi el mănâncă cu cleștele, mă, de aia. Da. Eu, sincer, am venit să vă cunosc, pentru că... Mulțumim mult. Deci, la început de drum și chiar am venit să vă cunosc, să vă urez succes și baftă. De ce se spune varză, până la urmă? Porecla de varză mi-a rămas de la trupă. Eu am avut o trupă de satiră muzicală și am zis, bă, hai să punem o chestie pe înțelesul tuturor. Ești varză, tati. Nu, peste da. Tot. Bă, nu știi face aia, ești varză, ai gătit, ești varză. Și de ce nu ai gătit o varză? În bootcamp, în echipe, păi tu crezi că eu mirosesc stelele așa, iurea? Vin săptămâna viitoare și gătesc doar sosul. E un sos creat de mine. Eu n-am înțeles cu kiwi, cu asta. E foarte bun, cred. Vino atunci. Nu vrei să vin, nu-ți arătăm ce v-ați dat. Vino și umește-ne cu sosul tău. Și cu varză. Și cu varză. Deci cu varză și cu sosul. Deci nu-l dați cuțit, mă. Trebuie nu, nu-ți-l arătăm. Nu-ți-l arătăm. Nu trebuie să vii cu o varză și cu un sos. Ia uite, mă, îl mai cheam o dată. Trebuie să vii cu un banc despre o varză. Mai mult de atât ce vrei. Mai banc de atâta nu se poate. Eu vreau un banc cu verdură. Ce zici o varză la un cartof? Vezi ce înseamnă mânsa astea, Mijlin? Da, da, da. Îți dai seama că în bucătărie mai are dialoguri cu morcovii, cu dreste, ceapa, cu alea. Păi astea, Mijlin, alea vorbesc singure. Șeful, pune-mă și pe mine. Pe mine nu m-a strigat sparanghelul, ce ia-mă după foc. Eu l-am lăsat pe foc. Hai, bă, să te scot tot eu, mă. Tot să te scot, domnule. Domnilor, mă țin de vorbă, oamenii ăștia. Uite că te faci, bă, ce să fac. Frate, salut, asemenele. Ai zis, da, vin, gata, fac. Fii atent, piesă cu lăbitoare nu mai vin. Eu eram convins că nu are cum să treacă cu... Păi stai că nu știi ce se întâmplă. Păi nu, sigur că nu știu și nici nu o să știu. Mie că și săptămâna viitoare o să zic că vin o săptămâna mai lată. Pentru că tu ești măcar amuzant și faci o bună dispoziție și măcar asta. Păi rămân aici, nu mai plecam, să vă zic. Adică dacă vreți, vin ca lăutarul, vă mai șocez la ureche. Când văd că v-ați mai întristat după 6-7 clienți și mai vin la șeful. Să vă zic unul cu varza. Da. Tu ne amuzi aici, ăștia amuzamentul nostru. Da, da. Măcar atât. Da. V-am înnebunit de cap, am mai venit și eu. Bravo, Cosmin. Hai, să te văd săptămâna viitoare. Sos, frumos, sos. Mi-a părut repede să vă cunosc. Salut. Să aveți un sezon plin și... Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Să văd pe ăsta în echipă. La mine, da. Oriunde. Mulțumim. Sau la tine. La tine ar fi și mai tare. Hai, v-am pupat, te aștept în spate. Mulțumim. Da, vin acum. Te așteptăm și săptămâna viitoare, da? Da, gata, gata, vii. De acum, mă, mare plăcere, vorbesc foarte serios și... Da, mai ușor cu lămâia. Mai ușor. Pe săptămâna viitoare. Lasă-mă, ia să vezi. N-a fost... Mamă, scuze-mea. Mamă, hey. Că nu-mi dădeam numai picioare. Când a gustat, belotul pus și respiderii. S-au zbârlit inelele de la coloana vertebrală. Ce ai, Doamne ferești. V-am pupat, oameni. Mulțumim tot, papa. E haios, măi, eu știu, îl urmăresc de multe, îl urmăresc pe toate. Și mie ce s-a întâmplat, că n-am înțeles nimic. Cum n-ai înțeles nimic? N-am înțeles miercul ăsta ce-o făcut la urmă. După 2-3 ori care mi l-a explicat, l-am înțeles. Asta tot am vrăs, că se făcea să râd în modul în care spunea. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!